Bună, sunt Denis și prezint o nouă poveste originală pe canalul meu, Lumina Povesteva. Lucia iubea ploaia. Ea iubea ploaia cu ciuperci, când fiecare picătură, luminată de soare, se transforma într-o scânteie strălucitoare de prospețime. Îi plăcea ploaia caldă și rapidă din mijlocul verii, în care te simțeai ca un delfin sau o balenă, când săltați prin bălți în cizme de cauciuc și veste de ploaie șuierătoare. Dar nu-i plăcea deloc ploaia rece spre sfârșitul verii aceea care prevestea apropierea toamnei, ale cărei pâraie înclinată străpungeau trupul ei de copil cu fric, din care Lucia tremura și clănțăneau dinții, dar acum nu mai avea aproape nicio haină de ploaie. Fata era așezată pe o bancă lângă un bloc de apartamente din lemn cu două etaje, înclinată și cu mâinile adormite în subbraț. Lumina difuzată prin ferestrele de la parter, unde locuiau ea și mama ei, i se părea ireală, magică, nereală. Lucia nu putea să spună cu exactitate cât timp era acum, dar știa că trecuse de miezul nopții. Nu mai erau trecători pe stradă și în curtea lor. Urăsc! Șopti fata în șoaptă și imediat și-a mușcat limba pentru că spusese un cuvânt urât, iar mama ei o învățase că nu trebuie să vorbești urât, altfel ți se poate întâmpla ceva rău în viață. Mama ei spunea că aceasta e o lege a universului, dar Luciei i se părea ceva stupid pentru un motiv necunoscut. Dar ea nu se certa cu mama pentru că aceasta nu avea o viață ușoară acum. De fapt, lor nu le era deloc ușor de când tatăl ei murise acum doi ani. A fost un eveniment neașteptat. Nimeni nu i-a spus nimic, deoarece, conform părerii celor din jur, era prea mică. Dar Lucia a ascultat și a înțeles multe. Băiatului i s-a oprit pur și simplu inima în timp ce se afla la volanul unui taxi, iar de aceea a fost aproape să se întâmple un accident. Și ei și mama ei au rămas complet singure, deoarece părinții Nataliei și ceilalți rude care ar fi putut ajuta, teoretic, locuiau într-un sat îndepărtat. Tatăl ei nu avea părinți, el provenea dintr-un orfelinat. Urăsc, repetă Lucia și, zâmbind, adăugă mai tare în șoaptă. Tâmpit și ticălos. Aceste cuvinte erau adresate omului care a adus-o pe stradă conform voinței lui. Vitregului ei tată. Acest om a apărut în viața lor acum aproximativ șase luni și nu-i plăcea Luciei din prima clipă. Dar mamei îi plăcea. Probabil așa s-a întâmplat, a decis Lucia, că mama ei purta ochelari de culoare roz. Asta a spus-o Olefina, vecina pensionară. Olefina, într-un final, s-a mutat la fica ei care s-a căsătorit cu succes și de atunci apartamentul ei a rămas închis și cu ferestrele între deschise dar Lucia și mama ei au rămas să locuiască aici, în apartamentul moștenit de la tatăl lor. Clădirea era veche, dar încă solidă și mama spunea că, probabil, nu vor fi evacuați și nu vor vedea un apartament obișnuit în oraș, așa cum își doreau. Cel puțin, nu în viitorul apropiat. Vitregului Luciei îi spunea Boris și îi părea extrem de bătrân. Cu toate acestea, nu părea mai în vârstă decât tatăl ei. Avea mereu o față mohorâtă cu sprâncene dese încrucișate și cu un nas roșu. Fuma țigări măcinate, mânca multă ceapă și cel mai rău era că bea. În orice caz și tatăl Luciei bea, dar doar cu ocazia unor sărbători și își cerea scuze de la soție și fiică pentru acest lucru. Boris bea și el, dar nu doar cu ocazia sărbătorilor, ci pur și simplu atunci când voia și voia adesea. Odată li s-a cerut în școală să scrie un eseu despre meseria părinților. Lucia știa ce să scrie despre mama ei. Ea era croitoreasă și coșea hainele necesare tuturor. Tatăl lucra și el corect, transportând oameni și putea chiar să călătorești cu câinele în mașina lui. Dar unchiul Boris lucra într-o meserie necunoscută. El spunea despre el însuși că era șantajist, dar Luciei nu-i plăcea acest cuvânt și nu-l înțelegea prea bine pentru că a crezut întotdeauna că șantaj este o sărbătoare stranie pentru vrăjitoare, unde fierb băutura magică într-un cazan și fac farmece asupra oamenilor buni. Apoi i-au explicat că este doar un cuvânt asemănător. Da, pentru vârsta sa de 9 ani, Lucia era foarte isteață, așa spun profesorii. Și îi plăcea foarte mult să citească cărți și să vizioneze documentare. Dar în ultima vreme nu s-a putut viziona nimic, pentru că televizorul era mereu ocupat de unchiul Boris, care îl punea tare și se uita la fotbal și la emisiuni criminale. Mama, pe de altă parte, i-a cerut să nu se uite la lucruri înfricoșătoare când era copilul în preajmă, dar Boris doar zâmbea răutăcios și spunea că nu-i nimic, trebuie să te obișnuiești cu viața, căci multe lucruri rele se întâmplă în ea. Și asta era încă un motiv pentru a nu-l iubi pe unchiul Boris. În plus, Lucia nu-l plăcea pentru că, atunci când mama gătea, el își lua aproape toată carnea în farfurie, lăsându-le aproape nimic. Și Lucia nu-l plăcea pe el pentru că dorea ca mama să mai nască un copil. Ce rost are o fetiță! Râdea Boris, hârșind și mestecând semințe. Dacă aș avea un băiat, aș crește un bărbat adevărat, din el avem nevoie de tine și de mine, spunea el și o lua de braț pe Natalia care trecea pe lângă el să ne jucăm de-a păpușile. La vârsta ei de 9 ani, Lucia înțelegea că bebelușii, într-un fel, sunt creaturi cu totul nesemnificative, inofensive și nevinovate. Dar gândea că dacă mama avea un alt copil și acesta era de la unchiul Boris, ea l-ar urși niciodată nu l-ar putea iubi pe acel frățior. Lucia încercase de mai multe ori să discute cu mama despre faptul că nu au nevoie de Boris. Vom trăi singuri, își ruga fetița. În curând voi termina școala, apoi voi merge la universitate. Apoi voi munci. Voi câștiga un milion și vom avea totul. Mama, alungă-le pe el, ești o scumpete, zâm trist Natalia și își mângâie fetița pe cap mie dor și de tatăl tău. Dar viața continuă, înțelegi. Și eu am nevoie de un soț, iar tu ai nevoie de un tată. Avem nevoie de cineva care să ne hrănească și să ne protejeze. Lucia nu înțelege asta deloc, pentru că unchiul Boris doar mânca singur și nu-i hrănea pe ei. Și când mergeau împreună la supermarket, Lucia doar înfigea privirea pe vitrinele cu ciocolate și torturi, dar nu primea nimic. Și el nu-i putea proteja? Probabil. Cine i-ar fi protejat? Pentru că în ultima vreme lucrurile erau tot mai rele în casă. Boris și mama se certau des. În principal, din cauza banilor, pentru că el nu știa să câștige și se plângea că are datorii, iar ea refuza să-i dea salariul pentru că banii erau deja programați să fie cheltuiți strict pe necesar. Și ziua de astăzi a fost una proastă în general. În primul rând, pentru că mama a plecat la serviciu în schimbul de noapte. Ea a explicat fetiței că a venit o comandă mare în fabrică și nu se poate fără ea. Apoi, seara, când Lucia era gata să meargă la culcare, Boris s-a plecat undeva, dar s-a întors însoțit. El a adus o mătușă. Ea mirosea urât, îi lipseau dinți și, se pare, îi plăcea să bea vodcă proastă. Du-te să te plimbi, strigă Boris, trăgând-o pe Lucia din camera ei de către guler și împingând o spre ușa de intrare. Nu te amesteca aici, am vizită, soră, adăugă el și râse tâmpit. Lucia privea menințător și își puse șapca și ghetele. Ghetele îi erau mici și lăsau apa să intre. Dar trebuia să le poarte, cum îi spunea mama, până când zăpada acoperă pământul și vine timpul să treacă la cizmele de iarnă. Fetița îndoinduse că era vorba despre o soră, simțea că Boris avea ceva în minte, ceva rău, dar ce anume nu voia să bănuiască. Lucia a părăsit casa și s-a așezat pe o bancă. Ploaia nu începuse încă și ea a crezut că străina va pleca în curând și ea se va întoarce acasă și apoi dimineața mama va reveni acasă. Lucia a hotărât ferm că va spune în mod politicos și bun despre faptul că nu l-au nevoie pe Boris. Fetița tușea greu, era bolnavă de aproape două săptămâni. Mama, desigur, o hrănea cu tot felul de pastile și siropuri, dar puțin ajutau, și medicul de familie de la policlinică, care a examinat-o pe Lucia, a spus că are nevoie de o alimentație bună și de aer proaspăt, poate o vor duce la un sanatoriu. Și, desigur, stresul afectează negativ imunitatea, a adăugat cu subînțeles doctorul. În timpul vizitei sale, Unchiul Boris s-a îmbătat din nou și a început să sforeie zgomotos, adormind pe jumătate pe podeaua camerei. Scoțându-și mâinile de sub brațe, fetița a scos din buzunarul GC un smartphone. Era un model simplu, dar Lucia își prețuia mult obiectele, deoarece putea să se uite la videoclipuri pe internet, iar asta îi plăcea aproape la fel de mult ca și cititul. În fond, putea să vadă desene animate, filme despre animale și chiar putea să urmărească bloggerul ei preferat pe nume Victor Lupul Sur, adică acesta era pseudonimul lui, iar numele său era Lucia nu-l știa. Acea persoană era un aventurier curajos, scriitor și studia fenomene misterioase cum ar fi fantomele, extraterestri și vârcolacii. De asemenea, el avea un fiu pe nume Nikita, care avea 13 ani și era mereu partenerul tatălui său în aventuri. Nikita, așa cum Lucia și alte fete îi spuneau în școală, era un băiat atractiv și ele toate visau să-l cunoască într-o zi să ia autograful, iar când vor crește, poate chiar să-l cunoască personal sau să se mărite cu el, dar Lucia râdea doar de ele, pentru că era clar că băieți ca Nikita nu acordă atenție fetelor obișnuite, ci doar celor speciale. De ce ar fi trebuit unui băiat ca el o femeie simplă, când avea o viață atât de interesantă? Cu adevărat, nici mamei nu-i plăceau nici Nikita, nici tatălui. lui. Mama, când Lucia i-a împărtășit odată entuziasmul ei, l-a numit pe lupul sur un escroc și o leneșă, care împreună cu alți bloggerii câștigă o grămadă de bani pentru nimic, în timp ce oamenii obișnuiți ca familia lor se zbat de pe o zi pe alta cu puținii bani pe care îi au. Mama era foarte supărată atunci pentru că pierduse undeva cercei de aur pe care tatăl îi cumpărase, astfel că Lucia s-a temut să o supere și mai mult, dar ar fi putut să-i spună că bloggerii săi preferați muncesc mult mai cinstit decât unchiul Boris. Odată, fica a decis să aibă o discuție serioasă cu Lucia. Mamă, trebuie să încep să-l numești pe Boris tată. El nu e tatăl meu. A răspuns încruntată și emoționată Lucia. Știu, a suspinat Natalia, dar viața continuă, trebuie să înțeleagă că adulții sunt atât de complicați, cred că lui Boris i-ar fi mai ușor și mai plăcut dacă tu l-ai numit tată. Dar Lucia nu a vrut să facă asta și nu doar pentru că îi era dor de tatăl său adevărat, ci și pentru că credea că Boris, probabil, era ultima persoană de pe pământ pe care ar fi putut să o numească tată, nici în ruptul capului. Lucia a vrut să pornească smartphone-ul, ar fi fost puțin mai distractiv să stea afară, dar a realizat că era descărcat. În sinea ei, Lucia l-a învinuit pe Boris pentru asta, pentru că el, desigur, era vinovat că îl uitase să-l încarce. Boris era vinovat de tot în fond, poate chiar și de ploaia care cădea acum. Lucia a pus din nou smartphone-ul în geacă, a tușit din nou. Cât timp trecuse de când sta acolo? Părea o eternitate. Trecătorii nu mai treceau prin curte și nimeni nu intra în scara blocului, era prea târziu. Lucia a gândit cu nostalgie că probabil ar fi putut să meargă la cineva din vecin să se încălzească, dar i-a fost frică, îi era frică că ar putea fi trimisă la orfelinat. Nu de mult fusese trimisă singură la magazin. Mama i-a cerut să cumpere conserve de pește și pâine, dar la casă a descoperit că Lucia uitase banii acasă. Da, o cunosc, a spus o bătrânică din coadă. Este orfană surdu, mama i s-a înstrăinat cu un alcoolic. Uita-te la ea, umblă prin oraș fără supraveghere. E o minciună, a protestat Lucia, mama m-a trimis la magazin. Du-te după vodcă, a strigat dintr-o coadă un bătrân. Poate că fata este doar flămândă, a întrebat un tip cu un pulover mare și nedefinit. Fetițo, să-ți cumpăr o plăcintă cu gem, a spus el cu compasiune. Nu e nevoie, a răspuns Lucia, cu nasul înțepenit. Eu și mama suntem bine, am doar uitat banii acasă. Ar trebui să îndreptăm copilul în direcția potrivită, a intervenit o femeie de vârsta a treia. Copilul merge printre oameni străini în căutare de mâncare. Rușine! Este clar că mama ei nu poate avea grijă de ea. Atunci, Lucia a ieșit pur și simplu din magazin și a alergat cu toată viteza până când i-a trosnit în coaste. De aceea, Lucia se temea să meargă la străin pentru ajutor, să nu creadă că ea este complet lipsită de atenție și să nu o trimită într-un loc nepotrivit. Tatăl a murmurat fetița și totuși a început să plângă. Cât de obosită era! Lucia plângea, își ștergea fața în care lacrimile se amestecau cu ploaia și gândea doar la un lucru, ar fi dat tot pe lume. Ea ar fi devenit chiar o mică vrăjitoare, doar pentru a schimba totul, doar pentru ca Boris să nu fie lângă ei. Ea visa că în viața lor cu mama s-ar fi ivit o altă persoană care le-ar ajuta. Le-ar salva de rău și apoi ar deveni familia lor. Mama vorbea adesea despre cum e deja o femeie în vârstă, are 34 de ani și abia se mișcă, dar Lucia credea că mama ei e cea mai frumoasă și că a greșit că nu își mai vopsește buzele în roșu, nu se stropește cu parfumuri și nu poartă rochii și pantofi cu toc înalt, atunci mama ar fi fost și mai frumoasă și cât timp a trecut de când Boris a expulzat-o. Părea că au trecut deja două veșnicii. Lucia a atuse din nou acea tuse care o înconjoară și a simțit brusc că este atât de slabă încât a căzut de pe bancă. A lovit dur cu genunchii palmele de asfalt cât de frig, iar totul se învârtea și, și era în urechi. Mamă, nu mai pot, a șoptit fetița și a căzut în întuneric. Nu vă puteți imagina ce monstru. I-a ajuns până la urechi Luciei o voce feminină vac familiară. Bine, se pare că am întârziat la schimb. Și acum mă întorceam acasă în miezul nopții și am văzut în timp util. Da, nu pot să cred în ce coșmar se poate transforma viața, a spus a doua voce, complet străină. Mama știe. Desigur, adevărul este că până au găsit-o, ea venea deja. Și tatăl Vitreg da, șeful spitalului a spus personal că dacă se prezintă aici, îl va cobor personal de pe scări. Ți spun, a continuat prima voce, băteam la ușă cu pumnii, iar în spate era muzica asta țigănească și strigătele femeiești. Mă gândeam că nu-i seamănă cu Natalia. Și așa e, îndeschide acea față bețivă și acolo femeia aceea. L-a adus cu el, evident. Dar i-am zis: Ce, ești un monstru, nu ai grijă de copil iar ea acolo, leșinată, zăcea în ploaie lângă intrare. Și el nu știe nimic că fata a ieșit să se plimbe. Da, să se plimbe, fată. Cum de i-a ieșit limba așa, nu-i așa? În orice caz, am renunțat să mai vorbesc cu el și la urma urmei, nu avea telefon, nu mi-a spus Natalia, a trebuit să alerg prin vecini. Am chemat ambulanța și acum. Ei bine, în sfârșit, cred că am salvat fetița. Cu greutate, Lucia și-a deschis ochișorii. Soarele strălucea intens, stătea pe o suprafață moale și era cald. Fetița și-a întors capul și a dicit unde este, în spital. Aici mereu mirosea într-un fel pe care, odată ce l-ai experimentat, nu-l uiți. Ea fusese aici acum câțiva ani, când și-a rupt mâna cazând de pe bicicletă. De atunci, de altfel, mama i-a interzis să mai meargă cu bicicleta. În salon, pe alte paturi, erau câțiva pacienți mici. Lucia a răsuflat greu. Așa s-a încheiat totul. Acum mama va fi foarte dezamăgită, va plânge din nou și Lucia a vrut foarte mult să o ia de aici cât mai repede, pentru că îi era foarte dor de acasă. Sau nu? Această idee i s-a părut îngrozitoare. Dar ea a înțeles din că este gata să rămână în spital, numai să nu se întoarcă acolo. Unde va fi acel uncurât urât și teribil, Boris? Voci dincolo de ușă s-au îndepărtat. Fetița, până la urmă, a înțeles cui îi aparținea prima voce. Era Svelana, vecina care era asistentă medicală în spitalul pentru copii. Lucia s-a așezat în pat și și-a aruncat pătura. Ea purta un pijama roz cu pisicuțe. Probabil Svelana i-l-a dat. Avea o fiică aproximativ de aceeași vârstă. Lucia zâmbi va trebui să-i mulțumească pentru grijă. Ușa scârțâi și se deschise puțin. Fata se întoarse spre ea. Ea spera că va veni un doctor sau mama ei sau poate chiar asistentele s-au întors. Dar în clipa următoare, Lucia rămase uimită și a deschis larg ochii pentru că nu putea crede ce vedea. Problema era că în salon a intrat în Nikita. Bună, mici prințese, spuse băiatul zâmbind larg. Fetele, încă trei pacientele, săriră imediat din paturile lor și se repeziră spre el, îl înconjură și începură să țipe de încântare. Ei, v-am spus că voi veni încă o dată, spuse el important. Am adus pizza și dulciuri și băuturi răcoritoare. Poftiți să vă bucurați! Lucia era uluită de ce făcea el acolo. Este adevărat că un vârcolac te-a mușcat. Întrebă brusc una dintre fetele cu păr roșcat. Nu, zise cu scuturând din cap, v-am povestit asta ieri. Pur și simplu am căzut într-o capcană, am fost prins de braconieri. Așa a precizat el cu un ton banal. De parcă ar fi vorbit despre o pereche de pantaloni ruptă. Și doar acum Lucia observă că idolul ei apătă pe piciorul stân. Fetele îl exprimau compasiune, îl invitară să se așeze și el, stângemit și fără prea multă dorință, intră în salon. Oh, bună, zise el zâmbind, îndreptându-se spre patul Luciei. Ești nou aici. Salut, reuși cu greu să spună Lucia. Tu ești cu adevărat Nikita, fiul lui Victor, lupul sur. Bine, dimineață încă mai eram, râse adolescentul. Să ne cunoaștem. El îi întinse mâna, iar Lucia, cuprinsă de emoție, îi strânse mâna și ea. Vrei să mănânci pizza și dulciuri cu băuturi răcoritoare? Fetele, nu fiți zgârcite! Împărțiți-vă cu noua! Fetele au împărțit, dar se uitau invidios la Lucia, probabil pentru că Nikita a decis să se așeze tocmai pe patul ei. Ești în regulă! Întrebă ea! Scuze, adăugă imediat confuză. Probabil că ți-au pus aceeași întrebare de o sută de ori. Și încă odată mie o dată mi-o vor pune, clipește el simt că va trebui să înregistrez povestea într-un videoclip separat. În orice caz, așa s-a întâmplat. Băiatul a început să povestească, deoarece înțelesese corect starea de spirit a audienței sale, cu care avea șansa să interacționeze personal. Nikita și tatăl său erau în pădure. Acesta a fost planul, o ieșire obișnuită în natură pentru weekend. Nimic special. Dar, desigur, au înregistrat un mic videoclip despre cum și-au găsit locul lângă lacul din pădure, au instalat cortul și și-au prăjit cârnații pe jar. Victor, în atmosfera pădurii de noapte, a povestit câteva povești medievale despre vârcolaci și a vorbit despre cum lupi fuseseră exterminați în aceste părți la sfârșitul anilor 50. Noaptea a trecut liniștită și dimineața, când au pornit înapoi și au decis să meargă direct și nu pe potecă, Nikita a căzut într-o capcană cu piciorul. A avut noroc că purta bocanci, solizii de turism, cu șosete groase de lână și că capcana nu avea colț ascuțiți. Tatăl a reușit să-i deschidă mingea de capcană. Și, desigur, l-a dus pe fiul său la spital. Din fericire, nu era o fractură. Pot să-ți cer un autograf, chicoti fata roșcată. Când îl arăt la școală, vor mur de invidie. Da, este posibil, acceptă Michita generos. Pot și să fac poze cu voi. Pentru cei mai buni spectatori ai mei, nu refuz nimic. Fetele erau entuziasmate. Lucia ar fi vrut să se alăture lor, dar dintr-un motiv oarecare nu putea să se bucure prea mult de întâlnirea cu idolul ei. În general, dintr-o dată, s-a făcut foarte, foarte trist, deoarece Nikita avea un tată iubitor, iar ea avea doar un unchi rău la care, desigur, va trebui să se întoarcă din spital. Lucia era convinsă că el va inventa o minciună și o scuză pentru că ea a petrecut noaptea pe stradă. Și mama îi va crede. Asta înseamnă că o așteaptă aceeași viață amară ca și înainte și nimeni nu-i va ajuta. Hei, ce faci? L-a întrebat îngrijorat Nikita când Lucia a început să plângă în nas și să șteargă ochii de unde au început să curgă lacrimi. Și oricum, Lucia era deja prea mare ca să plângă disperată și să-și plângă necazurile în fața străinilor. Mama ei o educa să fie modestă și independentă, dar acum pur și simplu nu a rezistat și și-a spus totul despre cum e urât unchiul Boris și cum urăște că el trăiește cu ei și cât de rău se simte pentru că tatăl ei a murit. Sunt singură acum, a șoptit Lucia sufocată. Toți se fac de râs cu mine la școală, spun că sunt proastă pentru că am trecut la învățământul acasă. Dar eu nu sunt proastă. Mama spune că mi-ar fi mai bine așa. Voi termina școala susținând examenele. Dar cum o să termin școala? Boris spune că nu o să reușesc pentru că sunt proastă, dar eu sunt deșteaptă. Deșteaptă, a șoptit prietena, o fată cu ochii mici și strâmbi. Știi tu ce se întâmplă, Lucia, a decis să-i smulgă mila. Dar nici Lucia, nici Nikita nu au auzit sau acordat atenție persoanelor străine. Nu o să-ți spun că totul o să fie bine în curând, a spus Nikita. El a îmbrățișat-o pe Lucia de umeri, pentru că în viață lucrurile nu sunt atât de simple. Dar o să-ți spun că niciodată nu trebuie să spui sigur că totul o să fie rău, pentru că totul poate să se schimbe. Știi, încă pot să-ți spun sigur un lucru. Ai un prieten și anume eu. Adevărat. Lucia se uită la el, abia crezând ce aude. Nu arunc vorbe în vânt, a clipit Michita. Acum sunt prietenul tău pentru totdeauna, Lucia, și o să găsesc cum să te ajut în necaz. Spunând asta, băiatul și-a întins mâna către fetiță. Lucia, după ce a reflectat puțin, și-a întins și-a mâna în semn de răspuns, iar ei au consolidat noua lor alianță de prietenie printr-o strângere de mână fermă. Gata, a șoptit fetița roșcată. Și în acel moment, în salon, a intrat o asistentă medicală. Nikita! A strâmbat sprâncenele sever. Ce faci aici? Hai! Te-am căutat prin tot spitalul. Hai, du-te să-ți schimbi pansamentul și apoi în salonul tău. Uite, a inventat o modă să te plimbi prin tot spitalul. Obligat să se retragă, Nikita s-a ridicat și, cu zâmbetul său caracteristic, a salutat toate fetițele înainte de a pleca. Și când a plecat, cele rămase l-au privit încremenite pe Lucia, care s-a simțit brusc foarte inconfortabilă, deoarece păreau să-i invidieze și să-i fie foarte supărate și chiar cu inima sa iubitoare, inocentă și nevinovată, a început să bănuiască care era cauza. Dar fetițele nu au apucat să-i spună ceva. Pentru că în salon a intrat mama Luciei, împreună cu câteva alte femei. S-a dovedit că începuseră să vină orele de vizită și ele veneau pentru celelalte fetițe. Lucia Natalia și-a îmbrățișat fiica. Scumpa mea, cât de speriată am fost pentru tine! Mama, ea a început, grăbită, să explice cum a ajuns ea noaptea pe stradă Totul o să fie bine, a spus mama și a mângâiat-o pe cap pe Lucia Am vorbit deja cu medicul Mâine te vor lăsa să pleci acasă Deci totul este bine, nu? Acasă Buzele Luciei au tremurat Dar avem noi o casă, mamă Acolo, un străin este stăpân, unchiul Boris Mama, spunem că îl vei alunga după ce a făcut. Spunem. Draga mea. Natalia a suspinat. Bineînțeles, am vorbit deja cu Boris. El spune că v-ați certat pentru că tu voiai să te uiți la desene animate toată noaptea și că apoi ai ieșit singură pe stradă, el nici nu a observat pentru că a fost foarte obosit ieri când s-a întors de la schimb și a luat cina și a mers să se culce imediat. Mamă, Lucia a tresărit de indignare. Totul nu a fost așa deloc. Vecina noastră, Svelana, i-a găsit. Vorbește cu ea, ea îți va spune cum au stat lucrurile. La Boris. El a adus o femeie stranie acasă. Și încă. Lucia! Acum vocea Nataliei era severă. În primul rând, nu trebuie să strigi. În al doilea rând, ai avut o febră puternică ieri și ai înțeles greșit totul. Deci, mi s-a părut. Fata s-a retras sub mâna mamei. Deci, îmi închipui sau am înnebunit? Nu am spus asta. Natalia și-a înfășurat nervoasă degetele și și-a întors privirea. Un colț al gurii i s-a crispat. Uneori, în viață, oamenii percep totul greșit, așa cum este în realitate. Svelana, bineînțeles, îi sunt recunoscătoare, dar nu este mereu obiectivă. Lucia a înghițit greu. A început să înțeleagă ceva. Se pare că pentru mama ei a fost mai ușor să creadă minciuna lui Boris decât să asculte propria fică. Oare le iubea atât de mult? Ce a determinat-o să acționeze astfel? Fata s-a simțit jignită și pentru vecina lor, dar a intuit care era motivul. Mama nu o prea plăcea pe Svelana pentru că aceasta se întâlnea odată cu soțul ei, adică tatăl Luciei. Nu s-a întâmplat nimic pește, dar a rămas o urmă, cum se spune. Apoi, Svelana s-a căsătorit și a divorțat. În schimb, Natalia credea că Svelana o invidiază, deoarece este singură, fără un bărbat. Și Natalia a găsit puterea să meargă mai departe după pierderea soțului. Și acum a apărut un bărbat în viața ei, adică Boris. Înțelege, dragă, a spus Natalia. Acum trebuie să fim cu toții împreună. Trecem printr-un moment dificil. M-au concediat, așa că trebuie să ținem împreună. Boris ne va ajuta cu bani, ne va susține, nu putem rezista singure. Lucia a dat din cap. Avea doar 9 ani, dar a înțeles că dacă mama ei a fost concediată, înseamnă că acum rămâne cu Boris. Îl crede pentru că au nevoie de bani. Ce groaznic să fi sărac, s-a gândit Lucia. Se pare că acum mama cu siguranță nu-l va alunga pe unchiul Boris și vor suferi în continuare. La nesfârșit, poate. Nu a gândit Lucia pentru că ea însă și va împlini 18 ani într-o zi și atunci va putea pleca de acasă și trăi singură. Să câștige mulți bani și mama să poată da afară pe Boris. Dar aceste perspective păreau atât de îndepărtate, pur și simplu inaccesibile, în comparație cu faptul că e greu de imaginat să te întorci acasă chiar mâine. Ziua rămasă a fost plictisitoare. Lucia stătea întinsă sau se uita pe fereastră. Celelalte fete, se pare, au decis să o ignore și, dacă asta era modul în care intenționau să-i arate disprețul și să o rănească, nu au reușit deloc, pentru că Lucia nici măcar nu voia să vorbească cu cineva. Lucia a cerut asistentei ei telefonul inteligent, dar nu Svelana era de serviciu, ci o altă femeie necunoscută, așa că fata nu a obținut nimic de la ea. Trebuie să întrebi asta pe mama ta când vine să te ia mâine, a răspuns asistenta. Ei bine, pare că ea a luat toate lucrurile tale pentru a ți spăla hainele. Ieri te-ai murdărit toată. Seara, după cină, Lucia a devenit tot mai întristată. Era deja pe punctul de a se alătura fetelor vecine care stăteau și vorbeau vesel, ignorând-o, dar apoi Lucia a crezut că nu, încă mai are o adiere de mândrie. În schimb, a decis să iasă liniștită în coridor. Poate îl va găsi pe Nikita. Probabil că ar trebui să fie într-una din camerele vecine. Lucia a aruncat o privire discretă în coridor din cameră, apoi a ieșit. Era liniște și pustiu aici, Fata a ajuns la colț și s-a uitat în jurul lui nimeni. Te plimbi, fetiță! Mâna i-a coborât neașteptat pe umăr, iar vocea lui Nikita a răsunat la fel de neașteptat, încât Lucia s-a sărit de spaimă. Scuze, a zâmbit băiatul, nu am vrut să te sperii. E în regulă. A răspuns Lucia. Dar nu mă plimb, pur și simplu mi-e plictisitor. Este clar. Spitalul nu este o stațiune dar voi plec de aici în curând, spuse el, făcând un gest cu mâna. Dimineața tatăl meu mă va lua. Ei, de ce ești așa tristă? Mama a fost concediată, răspunse Lucia. Cei doi copii s-au așezat pe pervaz și au început să-și agite picioarele. Lucia i-a transmis noi prietene esența conversației cu mama ei. Și care este meseria mamei tale? Ea are două diplome de învățământ superior, spuse ea cu importanță. La un moment dat, ea a lucrat ca redactor literar. Dar apoi m-am născut eu și ea a intrat în concediu maternal. Am fost bolnavă mult timp, nu m-au putut duce nici măcar la grădiniță. Și apoi mama a spus că, după o astfel de pauză lungă în cariera ei, nu o mai vor nicăieri și că i-ar fi mai convenabil să lucreze ca croitoreasă în program flexibil. Cam asta e, dar nu mai contează acum. Acum, probabil, va fi chiar măturătoare. Ei și aia e o meserie necesară, spuse Nikita ridicând din umeri. Cei doi copii au tăcut o vreme. Afară, în întunericul dens, luminile s-au aprins de mult în lămpii. Și lumea exterioară de dincolo de geam, tulbure de ploaie are începută, părea puțin ireală. Ascultă, am o idee, exclamă deodată Nikita. Am o idee despre cum să te ajut pe tine și pe mama ta. Chiar așa. Inima Luciei bătea mai tare. Trebuie doar să vorbesc cu tata. Dar cred că el. Nikita zâmbi misterios. Să-ți dăm numerele de telefon unul altuia. Și spunem adresa ta, altfel te vor da afară și nu vom ști unde să te căutăm. S-au întors în camerele lor înainte să fie prinși și de data asta Lucia, ceea ce nu i se întâmplase de mult timp, zâmbea fericit. Apoi, când mama a venit să o ia, fetița nu a mai fost supărată și zâmbea și a tăcut. Sunt bucuroasă că te-ai liniștit și ai înțeles totul, spuse Natalia. Probabil a interpretat tăcerea fiicei în felul ei. Boris, desigur, era acasă. S-a repezit la Lucia cu o simulată compasiune și a început să o strângă în brațe, spunându-i iubita lui fetiță și a întins chiar cea mai ieftină ciocolată. Mulțumesc, a reușit să spună Lucia și apoi a plecat în camera ei. Acum și a zis ea trebuie doar să așteptăm. Și ceva bun trebuie să se întâmple în mod inevitabil, pentru că Nikita, fiul lui Victor, lupul sur, nu ar putea să mintă. Întreaga zi și ziua următoare, Lucia a petrecut-o acasă. Mama i-a spus că nu poate să se joace afară ca să nu se obosească prea mult și, desigur, trebuie să ia pastile. Însă, mama a plecat să-și caute de lucru, și Lucia a trebuit să rămână singură acasă. Ba nu chiar singură, deoarece Boris, deși spunea că și el muncește, venea acasă puțin timp după plecarea Nataliei și făcea zgomot cu sticlele în bucătărie. Lucia nu știa la ce să se aștepte de la omul acela, așa că și-a găsit un sprijin punând un scaun cu spatele la ușă. Iar apoi, după câteva zile, ceva s-a întâmplat. S-a întâmplat așa că mama s-a întârziat, iar Boris s-a întors acasă nu singur, ci cu aceeași femeie, din cauza căreia Lucia a petrecut o noapte pe stradă. Au început să bea și să râdă și apoi, brusc, înainte ca mama Luciei să revină acasă, s-a auzit zgomot de la ușă, mult mai devreme decât se aștepta. Fata a ascultat pe tăcute la ușă. Natalia l-a întrebat pe Boris cine este aceea, iar el a început să bulbuie că este o cunoștință, o prietenă din școală. Și ce te privește pe tine? A spus femeia cu un ton eliberat. Vreau și pot să vin și eu. De fapt, politicos, dar rece, spuse Natalia, acesta este apartamentul meu și soțul meu. Soț? O, oh, nu pot să cred. Femeia a început să râdă. Dar cine spune că e soț, ce? Da, nici măcar nu sunteți căsătoriți. O, oh, Boris, taci poate că spun asta din solidaritate feminină. Ce crezi, ha? Ascultă aici, doamnă, soțul tău face afaceri cu mine, și în oraș deja toate femeile sunt așteptate de el. Apoi se auz un sunet surd, iar femeia strigă. Boris înjurase murdar, apoi mobila a fost răsturnată în bucătărie. Lucia era deja speriată, dar apoi se auzea tropot, iar înjurăturile s-au stins. Ea a înțeles că femeia aceea părăsise casa lor. Acum vocile auzeau doar pe Natalia și Boris. Mama plângea, iar el părea să încerce să-și ceară scuze și să se justifice. Pleacă din casa mea, a ordonat Natalia. Nu, nu vreau să ascult nimic, pleacă imediat. Cui mai ești tu de trebuință fără mine? A răsunat vocea furioasă a lui Boris. Uite, ia comandă. Te gândești că o să se formeze o coadă de oameni cu copii mici să ajungă la tine. Ai văzut vreodată cum arăți în oglindă? eu am avut femei ca tine. Dar în cele din urmă, Boris a plecat. Încă îmi pare rău că cineva ar fi putut să sufere și să ierte pentru familia lor. Lucia. Mama a intrat în cameră. Ea încerca să zâmbiască. Dar expresia de pe față și privirea își trădau sentimentele adevărate. Ești bine, draga mea. Oh, iartă-mă, scumpo, că nu am crezut. Mama, fetița s-a aruncat în brațele mamei. Mamă, acum totul va fi cu adevărat bine. Serata de astăzi a devenit cea mai bună pentru Lucia. Au luat cina împreună și apoi s-au așezat să privească un bazm împreună, în care un prinț curajos și o prințesă înzestrată, precum și cai vorbitori, gnomi și cineva încă, au pornit într-o călătorie departe pentru a găsi un tezaur. Ce s-a întâmplat în finalul poveștii, Lucia nu a aflat, deoarece a adormit la jumătatea filmului cred că te voi duce la vecina. Tantina Dejda a spus mama. Ea verifica conținutul genților și era nerăbdătoare pentru că avea un alt interviu. Ia te va hrăn cu prânzul, iar apoi mă voi întoarce și eu. Planurile pentru zi au fost întrerupte de sunetul soneriei. Natalia a mers să deschidă. Lucia a început să se prindă după ea. Și cât de surprinsă a fost când a văzut pe cineva dincolo de ușă, Nikita și tatăl său. Bună ziua, a spus Natalia. Bună ziua, a răspuns Victor. Tu ești mama Lucia Surdu, Natalia, nu-i așa? Da, a fost nedumerită Natalia. Și dumneavoastră, scuzați-mă, cine sunteți? Mamă, dar acesta este lupul sur, celebrul blogger, vânător de fantome. Lucia sărea de bucurie. Cine? Natalia s-a încruntat și mai mult. Scuzați-mă, dar nu înțeleg ceva. Cred că pot explica totul, a zâmbit Victor, punându-și mâna pe umărul fiului său. În cealaltă mână, de altfel, avea un buchet mic, dar evident scump de flori. Și a povestit în două cuvinte că copiii lor s-au cunoscut în spital, s-au împrietenit și așa a cerut o Nichita. Se pare că ar trebui eu să-mi cer scuze, întrerupse povestea Victor și se uită întrebător la Lucia. Tânăra domnișoară, nu ai vorbit cu mama, Așa este, fiul meu, dar ce e cu tine? Nimeni și nimic nu mi-a spus, a spus Natalia cu un ton foarte ciudat și a privit și mai straniu fiica ei. Intră, a scârțuit ea pentru musafirii nepoftiți, căci e ciudat să vorbim pe coridor. Pentru tine, a suspinat Victor, dându-i Nataliei florile pe care le-a luat cu grijă. Și pentru tine a adăugat el când Nikita, și obtind ceva de genul m-am încurcat de tot. I-a înmânat Nataliei o cutie cu tort, care de altfel nu era dintr-un supermarket de lans, ci dintr-o cofetărie foarte bună. Mamă, te rog să mă ierți, pur și simplu nu știam când să-ți spun totul, a spus Lucia. Tu erai ocupată și mi-era frică că nu vei fi de acord și că vei striga la mine. Să strigi pentru că te plângi străinilor, faci scandaluri în casă și te rogi pentru un loc de muncă de la niște necunoscuți. A întrebat aspru Natalia. Da, aici chiar este ceva de gândit. Scuzați-mă, s-a întors ea către musafirii neașteptați. Nu vi se pare, a zâmbit călduros Victor, că prea des se aud cuvintele scuzați-mă și iartă-mă, în principiu, puteți pur și simplu să plecați acum, îți voi lăsa numărul meu de telefon și, dacă considerați necesar, să mă sunați mai târziu. Nu, nu, a clătinat capul Natalia, ar fi rușine să discutăm în spatele blocului, cum ar veni, s-a agitat ea și eu tocmai aș tăia cumva tortul. Nu, dacă sunteți de acord, să mergem în bucătărie, o să pun ceaiul. Victor și Nikita au fost de acord, iar Lucia cu atât mai mult. Iar în timp ce mama lor prepara ceaiul, aranja cănile, îi povestea tot ce s-a întâmplat în spital și despre ce au vorbit cu Nikita. Atunci am realizat că tocmai îmi caut un asistent personal, iar cu educația voastră ați se potrivi perfect, a început Victor cu energie și a încheiat mai puțin energic, deoarece, în timp ce povestea, ochii Nataliei, care stătea la masă, se înroșeau tot mai mult și apoi mama Luciei a început să tușească. E în regulă, am urmăit în cele din urmă, oprindu-se să tușească. Deci, ați decis din mers să luați pe cineva necunoscut. În acest caz, credeți că... Natalia a început să se încurce în cuvinte. E simplu aici. A decis Michita să salveze situația. Tatăl meu are nevoie tocmai de un ajutor, ca un secretar. Ne pregătim să mergem într-un sat, deci este ca și cum am merge într-o delegație. Și asta înseamnă că Lucia, care va veni cu noi, își va putea îmbunătăți sănătatea la aer curat. E bine planificat totul, a murmurat Natalia. Da, este o ofertă tentantă, dar mă tem că voi refuza, a spus ea. De ce? Au exclamat în cor Lucia și Nikita. Natalia a luat o înghițitură de ceai și a ridicat din umeri. Și, în general, dacă Natalia gândea ceva, spunea imediat. Și de aceea, Lucia, mama ei, a bănuit că ea își inventează motivele pentru care nu ar trebui să plece chiar acum. Asta nu i-a plăcut deloc. Era convinsă că trebuie să meargă neapărat am voie să întreb. Victor, reclinat pe scaun, privea atent la Natalia. Ai găsit deja un loc de muncă. Nu, dar sunt în căutare activă, a răspuns prea repede Natalia. Permiteți-mi să vă spun ceva, a continuat Victor cu un ton puternic. În această situație, intru într-adevăr ca un factor neobișnuit. De obicei, asistenții personali sunt aleși dintre cei care sunt familiarizați cu specificul muncii mele. Pe lângă asta, implicarea într-un astfel de proiect presupune un contact destul de strâns. Comunicare non-stop. De aceea, repet, prefer persoanele testate. Dar, cum a bine remarcat și fiul meu, există și excepții când trebuie să acționezi în funcție de circunstanțe. Acest lucru se întâmplă și des în munca mea. Deci, Natalia, îți ofer un loc de muncă și consider important să menționez că vom semna un contract în care obligațiile tale și ale mele vor fi clar stipulate. De asemenea, permiteți-mi să vă menționez salariul. Victor a spus suma, iar Natalia și-a înroșit ochii. Era o sumă pur și simplu imensă. Deci, două luni de muncă, a spus ea. Scuze, a surâs Victor. Am menționat salariul pe săptămână, nu pe lună. Pur și simplu, eu sunt obișnuit să calculez colaborarea în săptămâni. E mai convenabil, având în vedere programul flexibil. Pe săptămână, a exclamat Natalia. Ce ar trebui să fac pentru acești bani? Crede-mă, nimic inacceptabil pentru o persoană bine educată. Totul cu același zâmbet, a spus Victor. Ei bine, în regulă, am urmărit Natalia. Deci, ești de acord, a făcut semn cu ochiul bărbatul. Nu am spus că sunt de acord, a aprins-o Natalia. Doar că totul este atât de neașteptat. Trebuie să mă gândesc, și am un copil. Să observ că și eu am, dar pot promite că în această călătorie și în proiectul planificat nu va fi nimic care să prezinte pericol pentru fetița ta. Pot să mă gândesc, a suspinat Natalia. Da, desigur. Doar că noi plecăm peste trei zile, vineri la nouă. Deci, dacă se poate, anunță-ți decizia cel mai târziu joi seara. Dacă refuzi, cu siguranță îmi voi găsi un asistent, dar deja acolo. Victor și Nikita s-au ridicat și au plecat în coridor. Mama va fi de acord, a șuierat Lucia când s-au despărțit. Oh, draga mea, ești chiar o scumpete la mine, nu-i așa? A suspinat Natalia când ușa s-a închis în spatele oaspeților neobișnuiți. Cum poți face o promisiune ca asta? Și tu de ce te-ai putea opune? A întrebat Lucia cu sentiment. Mama, ce nu-ți place? Nu am spus că ceva nu-mi place, a bătut ușor Natalia pe nasul fiicei cu degetul. Dar deciziile de genul acesta nu se iau în grabă. Trebuie să te gândești bine și să nu mai vorbim despre asta azi. Bine. În plus, îmi doare deja capul. Lucia nu înțelegea de ce mama ei era așa ar fi fost în culmea fericirii să primească o astfel de oportunitate de lucru. Dar Lucia își iubea foarte mult mama și o simțea îndurerată, așa că în ziua aceea și în următoarele se purta liniștită ca un șoricel, ascultând-o pe mama ei în toate și evitând să vorbească despre Victor și Nikita. Natalia chiar s-a gândit mult la tot ce s-a întâmplat. În ultimele zile a avut multe de reflectat și de reevaluat. Faptul că Boris a înșelat-o nu i-a cauzat durere, ci mai degrabă a jignit-o și a făcut-o să simtă că casa lor, a ei și a fiicei ei, a fost murdărită în noroi. Desigur, îngrijorarea și-a făcut simțită prezența și pentru că a fost concediată când avea mare nevoie de bani. În ceea ce-l privește pe Victor, prima impresie pe care a făcut-o a fost foarte plăcută. Aparent, avea în jur de 35 de ani și se simțea că este unul dintre acei bărbați care aveau grijă de ei. Avea o tunsoare stilată, era bine îmbrăcat și se putea simți că avea o educație bună, putem spune chiar intelectuală. Și se pare că avea o educație, dar cine era el într-adevăr? Natalia, spre deosebire de fica ei, nu a auzit multe despre bloggerii și, de aceea, a deschis browserul de pe smartphone și a început să cerceteze informațiile. Și a fost destul de surprinsă. În general, Natalia nu credea că bloggerii erau leneși, dar avea o rezervă față de ei, neconsiderându-i foarte importanți. În ceea ce îl privește pe Victor, într-o oră de navigare pe internet, a aflat multe despre el s-a născut în străinătate, într-o familie de afaceri engleze și o fostă manechină rusă. Apoi a obținut o educație în domeniul regiei și a unei alte în domeniul activității literare. În ultimii 10 ani a făcut filme documentare, a scris cărți și chiar articole în reviste științifice despre dezvăluirea fenomenelor paranormale. Blogul lui era dedicat acestei teme, fenomene mistice, iar videoclipurile sale atrăgeau milioane de vizionări din întreaga lume. Victor era divorțat de mult timp și fosta lui soție s-a retras chiar ea de la fiul lor. Dar a fost ceva la acest bărbat care a făcut-o pe Natalia să-și încruntă nasul. În primul rând, nu i-a plăcut faptul că el călătorea cu fiul său în jurul lumii de când avea șase ani. Natalia a considerat greșit ca un copil să se mute de colo-colo și, prin urmare, să-și schimbe prietenii. În ultimii trei ani, Victor a petrecut mult timp aici, în orașul în care mama lui s-a născut și a crescut. Dar, totuși, și-a mai deranjat-o și faptul că acest om i-a fost atribuite atâtea aventuri secrete cu diferite domnișoare de la modele și actrițe aspirante până la leoice mondene și chiar soția unui mafiot italian. Bine, a suspinat Natalia. În privința asta nu trebuie să-și facă griji. Chiar dacă Victor ar fi un bărbat ușuratic, cu siguranță nu se va uita la ea. Pentru că Boris, indiferent de cât de amar și de ofensator suna, avea dreptate. Natalia credea că arată foarte rău, deloc atrăgătoare. Apoi, femeia a început să gândească despre aspectele practice ale problemei. Desigur, ar fi benefic pentru Lucia să petreacă vara la aer curat. Victor a spus că trebuie să meargă într-un sat, unde trăiește o bătrână într-o veche casă ce aparținea cândva unui nobil. Despre această casă existau deja legende de sute de ani despre fantome și vrăjitorii. Și acum această bunica, la care copii, nepoți și strănepoți trăiau în oraș, a decis să o vândă și ea a hotărât că poate face o bună reclamă casei. Și a propus chiar lui Lupul Surfaimosul să realizeze un film documentar de dezvăluire pentru canalul său, în care să vorbească despre legende locale și să arate tuturor că această casă este o vilă minunată, nu o locație înfricoșătoare plină de fantome. Și nu putem ajunge altfel decât cu avionul. Deodată, Natalia a hotărât să pună o întrebare foarte importantă pentru ea. Îți e frică să zbori? A întrebat Victor. Da, așa era. În viața Nataliei a fost un singur zbor cu avionul. Era însărcinată atunci și asta i-a lăsat o impresie foarte neplăcută. Atunci vom ieși din program, spuse Victor. Dar, în principiu, pentru liniștea ta, pot să fac asta, desigur. Nu, nu, s-a retras Natalia. Nu este nevoie să-ți stric planurile din cauza mea, mă voi descurca cumva. Cu toate acestea s-a dovedit că este mult mai dificil de făcut decât de hotărât. La aeroport tocmai se anunțase îmbarcarea, iar Natalia deja simțea un nod în gât și genunchii furele, dar încerca să nu arate asta. În salon s-au așezat astfel încât Natalia și fica ei să fie în față, iar Victor și fiul său să fie în spatele lor. La început, totul a fost bine. Dar apoi, Stewart sa a anunțat că există o furtună în apropiere și că avionul ar putea fi puțin agitat. Toți și-au pus centurile. Trebuie să ies, șoptea Natalia. Trebuie să ies acum. Mă tem că nu e posibil, spuse Victor. S-a ridicat în scaun și a privit-o în față. Respire adânc și încet. Ar trebui să te ajute. Vrei o bomboană cu mentă? Vreau să ajung pe pământ, strigă Natalia prin dinți strânși. Mamă, nu e chiar așa de înspăimântător deloc, a încercat să o încurajeze Lucia. Ba, din potrivă, e distractiv, ca la o atracție în parc. Cinemă de mână! Victor și-a întins palmele. Natalia s-a agățat de ele cu disperare, ca și cum ar fi putut să fie aruncată în aer în acel moment. Și-a închis ochii strâns, implorându-se să nu cedeze în panică. Și curând totul s-a terminat. Avionul a ieșit din zona de turbulență și restul zborului a decurs fără probleme. Nu voi zbura niciodată nicăieri, a spus hotărât Natalia când au coborât pe scări. Victor a închiriat din timp o mașină, astfel încât călătoria la destinație să poată fi confortabilă. Pe drum, Natalia a tăcut și a privit mai mult pe geam, unde treceau peisaje mai întâi urbane, apoi naturale. A îndepărtat gândul că a făcut o greșeală, pentru că, în principiu, desigur, nu a fost foarte inteligent și să călătorești cu un străin, chiar dacă este un blogger faimos și tată singur, dar să călătorești cu el undeva departe și să-ți iei și fiica cu tine. Și ce va urma? Și dacă nu va face față responsabilităților? Natalia a citit contractul cu atenție. Nu părea să fie prevăzute amenzii pentru ea. Și Victor îi transferase deja o sumă considerabilă drept avans, dar totuși se îngrijora, nu își dorea să se facă de rușine și să dezamăgească. Mamă, uite ce frumusețe! Natalia a început să-i smucească mânuțele. În afara mașinii, acum când au trecut peste o înălțime solidă, s-a deschis o priveliște impresionantă. Câmpurile verzi și suculente alternau cu mici pădurețe și la orizont se întindea o pădure densă. Soarele joacă ușor pe o bandă de râu cu aspect de serpentinele de-a lungul malurilor căruia erau amplasate multe case care formau un sat numit Filipine. Victor a vorbit deja despre acest loc, era un sat destul de prosper, care se hrănea în principal din munca localnicilor într-un mare complex agroindustrial. Locul era considerat ecologic curat, astfel că turiștii veneau aici tot timpul anului, iar între Filipine și centrul raional se afla un sat de vacanță bine amenajat, mulți proprietari locuind acolo permanent. În ceea ce privește acea vilă cetățenească pentru care Victor venise aici, era separat de sat și de casele de vacanță. Original, spuse Natalia, și creează o atmosferă de intimitate, în ciuda apropierea civilizației, Zimb Victor, ceea ce, într-adevăr, contribuie la răspândirea zvonurilor. Au ieșit din mașină și s-au îndreptat spre casă. Odinioară par să fi fost înconjurat de un gard solid, dar acum au rămas doar grămezii mici de cărămidă, pierdute printre ierburi înfiorător de înfloritoare, iar în unele locuri se puteau vedea rămășițele unui gard din bare de oțel. Natalia nu s-a gândit să-l întrebe pe Victor să-i arate fotografii ale locului, și acum era surprinsă, deoarece din exterior părea destul de simplu, ca o casă puternică cu două etaje, într-adevăr destul de mare ca suprafață. Probabil, a crezut Natalia, aspectul fațadei clădirii a suferit mult în ceea ce privește păstrarea patrimoniului decorativ istoric în acești ani. În ceea ce privește terenul din fața casei, și acesta era neglijat. Ierburile și arbuștii crescuseră negreșit, iar spre verandă ducea o potecă îngustă, dar în fața casei era și o mică grădină cu flori strălucitoare. Victor, primul care urcase pe verandă, bătuse la ușă destul de mult timp în timp ce tovară și se așteptau lângă mașină și se uitau în jur. Dar dacă toate planurile se dăunau într-un fel, când din atunci va trebui să se întoarcă și nu va obține acest loc de muncă. Ar fi fost jignitor și dezavantajos. Și așa, într-o clipă, Natalia și-a dorit din toată inima ca planurile lui Victor să nu se prăbușească în niciun fel. Și apoi ușa s-a deschis în sfârșit. Bună, a salutat un băiat de vreo 20 de ani și și-a făcut semn cu mâna. Te așteptam. S-a prezentat ca fiind Simion. Victor a spus că el este unul dintre cei doi strănepoți ai proprietarei vârstnice a casei pe nume Zinaida. În ușă a apărut un alt băiat, al doilea strănepot, Oleg. Tinerii i-au ajutat să aducă lucrurile în casă. Am comandat o firmă de curățenie, a spus Simeon, așa că acum puteți trăi aici în mod normal. Nici mizerie, nici șoareci. Este adevărat că bunicuța nu ne-a permis să facem curățenie în toate camerele, a adăugat Oleg. Ei bine, este o persoană în vârstă, înțelegeți. Încă nu au schimbat mobilierul, deoarece cumpărătorii, probabil, își vor aduce propriul mobilier. De ce să cheltuiți bani în plus? A continuat Simion. Dar am pus lucruri noi în două camere, a intervenit Oleg din nou. Sunt acolo paturi, mese, în general, aveți unde să vă așezați. Perfect, ne mulțumește, a spus Victor. Aș dori să vorbesc personal cu Zinaida acum. Da, desigur, au căzut de acord strănepoții și au spus că ea se află în propria ei cameră și i-au explicat cum să ajungă acolo. Natalia știa că Victor a primit aprobarea pentru proiect în primul rând nu de la tineri, ci de la adevărata proprietară a casei, ceea ce era perfect faersc. Era logic și că acum el dorea să vorbească personal cu ea înainte de a se implica în munca însă. Și tată, noi în timp ce ne vom duce în bucătărie cu Lucia. A întrebat Michita. Cred că trebuie să bem ceai și să mâncăm niște biscuiți după călătorie. Bine, a spus Victor înclinând din cap. Natalia nici ea nu a avut nimic împotrivă. Copiii și-au oferit să-i conducă și să le arate tot ce e necesar, ca și cum ar fi fost gazdele, iar Victor și Natalia s-au îndreptat spre etajul 2 să vorbească cu Zinaida. Se pare că Zinaida nu era deloc cum și-o închipuia Natalia. Știa că această femeie în vârstă împlinise deja numai puțin de 97 de ani și se aștepta să vadă o bătrânică scăzută în păr, aproape că nu respiră. Zina Ida era într-adevăr slabă, fragilă, dar încă de la prima vedere părea o persoană care era gata să se țină de tot ceea ce o făcea să se simtă vie. Care păstra esența propriei sale identități. Camera ei era surprinzător de curată. Nu era niciun fel de dezordine aici și, deși erau înghesuite multe lucruri vechi, inclusiv o secretară, o comodă, mese elegante, birou și toaletă pentru femei, în ciuda acestui lucru era foarte confortabil acolo. Avea șervețele brodate și din dantelă, vechi aparate de înregistrat pe disc, afișe din era veche, probabil anii 30, iar pe pervazi erau mulțime de ghivece cu flori. Zina Zinaida stătea într-un fotoliu, acesta fiind un fotoliu pentru invalizi. Victor povestea despre cum ea era nevoită să petreacă tot mai mult timp în el, pe măsură ce afecțiunile cronice care afectau oasele și articulațiile avansau. Zinaida purta o rochie care altădată era verde intens, dar acum era evident decolorată de numeroasele spălări, înflorată cu un mic desen floral, cu o guler strânt, albăstrui și evident proaspăt. Gatul ei era împodobit cu un fir de mărgele, iar pe degetele deformate de artrită străluceau câteva inele. Avea părul alb și incredibil de dens, bogat pentru vârsta sa, în bucle mici și frumos aranjate. Și Zinaida mirosea bine când s-au apropiat, un miros plăcut de curățenie și parfum dulce condimentat. Bună ziua! A îndrăznit Natalia să rupă tăcerea. A întârziat mult. A murmurat Zinaida, care îl privea pe Victor și nu i-a acordat niciun pic de atenție. Nu puteai veni cu câteva zile mai devreme, cu regret, nu s-a putut, a răspuns Victor. Și, apropiindu-se de bătrânică, i-a luat mâna, a sărutat-o cu politețe și, fără să aștepte invitația, s-a așezat în fața ei pe o canapea în formă de scoică, acoperită cu catifea și fonată de un roșu cireașă. În general, se simțea liber și confortabil aici. Ei bine, mă bucur că în cele din urmă am venit. Asta este noroc, asta e o nouă viață, a spus bătrâna într-un zâmbet și Natalia a crezut că, probabil, nepoții au grijă de ea. Dinții ei erau în regulă, iar asta a fost evident o muncă stomatologică costisitoare. Și tu așa zăte, a spus în cele din urmă Zinaida. Dându-i semn cu mâna spre Natalia. Natalia s-a așezat pe canapea lângă Victor, a scos înregistrarea și l-a privit întrebătoare. Porneștele, a spus el noi, cu scumpa Zinaida, am convenit deja că ea ne va povesti povestea ei. Adevărat, a confirmat bătrâna cu un aer important. Ei bine, să începem! Zinaida a ajuns pentru prima dată în această casă când avea doar 16 ani. Tatăl ei era arhitectul căruia i s-a încredințat sarcina de a verifica starea clădirii vechi și de a decide ce trebuie reparat în ea și cum poate fi modernizată și păstrat totuși farmecul inițial. Planurile erau grandioase. Era planificat să fie un club rural, o bibliotecă, o școală sportivă o școală de seară pentru adulți În general, planurile erau ambițioase. Nicolai și a făcut treaba conștiincios și în curând a început lucrarea. Doar că imediat muncitorii au început să se plângă că nu se simt în largul lor pe terenul moșiei după apusul soarelui. Uneori bătea vântul prin clădire, chiar dacă toate ferestrele și ușile erau închise, alteori se auzeau zgomote ciudate în pot, părea că cineva se apropie de sticlă și supraveghează pe muncitori, care, apropo, locuiau aici în timpul reparațiilor. Conducerea, desigur, nu voia să audă de astfel de absurdități. Ce v-ați închipuit aici? A spus Vadim, cel mai mare șef, când a venit să verifice cum merg lucrurile aici. Nu îmi răspândiți superstiții, dar superstițiile s-au instalat deja și acum nu mai erau de oprit. Așa cum nu poți opri ceața care se ridică pe câmp în zori. Și dacă la început muncitorii erau doar speriați, apoi, în mod figurat, unii dintre locuitorii mai vechi, care au fost bucuroși să împărtășească povești cu ei, au încurajat frica. De exemplu, despre baroneasa, unul dintre membrii familiei care odinioară a deținut conacul, era o vrăjitoare renumită pentru răutatea ei. Oamenii apoi nu au rezistat și au ars-o pe rug, pe terenul moșiei. Și au mai spus că undeva în grădină este îngropat un în comoară, păzită de un câine demonic, negru ca smoala și cu ochii în flăcări. Și asta fără a mai menționa prezențele normale, obișnuite și înfricoșătoare ale locului. Tânăra servitoare pe care a defăimat-o și a înnecat o în iaz, curajosul husar care s-a împușcat din dragoste pentru fiica unuia dintre proprietarii conacului, în general, nu durile lipseau aici. Dar renovarea a fost în cele din urmă finalizată. Și iată ce a fost surprinzător: atunci când a fost deschisă aici o măsuță de biliard, o școală și alte lucruri, nu s-au mai întâmplat incidente de genul acesta. Dar fetele spuneau că li se povestește ceva de genul, dar oamenii credeau că băieții le-au speriat intenționat, apărând din tufișuri și prinzându-le în întuneric. Reputația neplăcută a Conacului s-a întors la începutul anilor 90, când clubul și alte facilități din el au fost închise câteva ani acest loc a fost abandonat, apoi a fost cumpărat de un bărbat bogat. Pur și simplu, el a devenit brusc bogat în afaceri și a aflat prin intermediul unei firme care întocmea genealogică era înrudit cu familia de aici. Și a decis că are nevoie de o reședință adecvată. Dar după ce omul acesta s-a mutat aici, afacerile lui s-au deteriorat în mod neașteptat. S-a ruinat și a devenit complet nebun și curând a murit. El era verișorul bunic al fratelui meu de gradul 2, a explicat Zinaida cu un zâmbet meditativ. A fost complicat acolo. În general, totul trece prin familia mea, prin el și acum, ce se întâmplă aici? S-au întors fantomele, a întrebat Natalia. Victor a aruncat un ochi asupra ei, sugerând că, în general, el este conducătorul aici și nu ar trebui să pună întrebări. Natalia, tușind inconfortabil, s-a scuzat și Zinaida și-a continuat povestea. Ea a povestit multe lucruri care nu aveau legătură cu subiectul, cum părea Nataliei, cine era înrudit cu cine, cum au fost lucrurile în sat, în împrejurimi, în ultimii ani și, în cele din urmă, a ajuns la aspectul principal. Se spune că s-a arătat că celul care păzește și recunosc, mesajele despre el deja au început să mă obosesc. A spus Zinaida. Nu-ți poți imagina câte clipuri video mi-au trimis deja și toate, desigur, sunt editate grosolan sau filmate într-o calitate atât de slabă încât orice câine de pe stradă ar putea fi considerat cerbăr. S-a zvonit că dul casei s-a răzvrătit când s-au făcut renovările, a adăugat Zinaida. Voi verifica cu siguranță nivelul câmpului electromagnetic, a afirmat Victor, și voi realiza, desigur, alte teste de care v-am mai vorbit. E bine, a zâmbit Zinaida. Trebuie să te ocupi de tot aici, să cunoști această casă ca pe a ta. Da, va fi bine să se întâmple așa, a murmurat ea foarte încet. Natalia a oprit înregistrarea. Victor a mulțumit-o pe Zinaida și a spus că este pregătit să discute orice altceva când o va dori. Și apoi, înainte de a ieși din cameră, gazda bătrână i-a strigat brusc. Ai grijă de copii, a spus ea și vocea ei suna mai scăzut decât înainte. A fost chiar ciudat. Asigură-te că nu se dezvăluie. Această casă nu-i place. Oh, cât de mult nu-i place! Ei bine, cum-ți se pare? A întrebat Victor când au coborât jos. Este o femeie foarte drăguță, a spus Natalia, puțin diferit de ceea ce credea. Doar că nu-ți se pare ciudată. Ea spune uneori astfel de lucruri. Are aproape 100 de ani, a suspinat Victor. La acea vârstă, bineînțeles că încep să crezi în misticism și fantome. Cu toate acestea, personal, intenționez să lansez încă o dezvăluire video pentru jubileul meu de 100 de ani. În restul zilei nu mai era nimic de făcut. Natalia a mers în camera pe care o împărțea cu fiica ei și a fost plăcut surprinsă să vadă că Lucia a începuse deja să desfacă gențile lor de călătorie. Apoi, Natalia a coborât să facă rămas bun de la Oleg și Semen. Băieții plecau în oraș și au spus că în planurile lor vor vizita bunica peste câteva săptămâni. Dar cum e ea? a întrebat Natalia confuză, când mașina lor, ridicând nor de praf, s-a îndepărtat. Cine se îngrijește de ea, într-adevăr? Se pare că din sat vine o fată, o cheamă Ecaterina, ea are o pregătire de asistentă medicală. Are experiență ca însoțitoare, a răspuns Victor primul zi în locul nou și în noul statut de muncă se apropia de sfârșit. Iar Natalia era deja atât de obosită. Dar existau și lucruri care au surprins-o și bucurat-o în ziua de astăzi. În primul rând, Victor a menționat că nu este nevoie să-i ajute în fiecare zi, ceea ce însemna că va avea timp să o ajute pe fiica ei să se pregătească pentru noul an școlar și să meargă să se plimbe prin împrejurimi. În al doilea rând s-a dovedit că pot folosi bucătăria și mașina de spălat, ceea ce adăuga confortul vieții de zi cu zi. Acum, adormind într-un loc nou, Natalia a hotărât în cele din urmă că nu, nu regretă deloc că a acceptat propunerea lui Victor și cumva îi se părea că timpul petrecut aici va fi pur și simplu de neuitat. În această noapte, Natalia și fica ei au dormit adânc. Victor dormea și el, iar doar Nikita s-a trezit brusc în jurul orei trei dimineața și s-a ascultat. În coridor, după ușile camerei lor, i s-a părut că se aud scârțâituri. Dar băiatul a decis că în astfel de case vechi mereu există ceva care scârțâie și se pot auzi și pași de șoareci. Dar dacă Nikita ar fi avut gândul să se uite afară prin gaura cheii, ar putea fi văzut cum o figură înaltă și subțire într-o cămașă de noapte veche, cu mânecile lungi, alunecă lin pe coridorul întunecat. Figura se deplasa în întunericul total, înaintând cu mâinile întinse și cântând în șoaptă o melodie veche. Dar nu o melodie simplă, nu una de leagăn și nici una potrivită pentru a se amuza O, nu, era o melodie din acele cântece pe care oamenii nu ar trebui să le audă Nu era destinată nici măcar celor vii și nu conținea nimic bun Ziua următoare a trecut în agitație Victor a instalat tot felul de senzori, sisteme de supraveghere și alte echipamente pe care Natalia nu le-a înțeles deloc ea, desigur, a arătat o oarecare curiozitate, iar el i-a răspuns că toate aceste lucruri sunt necesare pentru înregistrarea evenimentelor paranormale și a factorilor care pot indica apariția unor lucruri supranaturale în casă. Oaspeții de dincolo pot fi dezvăluiți printr-o scădere bruscă a temperaturii aerului. Acesta este unul dintre cele mai frecvente semne, a spus Victor zâmbind. În principiu, folosesc metodele standard ale tuturor vânătorilor de fantome, dar, din păcate, încă nu am prins nimic niciodată. Și e bine, a spus Natalia, mi se pare că aș deveni nebună dacă m-aș confrunta cu ceva similar. Și eu aș fi fericit, a suspinat Victor. Să fiu sincer, de fiecare dată sper inconștient că de data asta gândirea mea rațională va da greș și voi experimenta ceva neexplorat. Tata vrea să meargă în Statele Unite anul viitor, a spus Nikita. Unui colecționar acolo îi aparține un fragment mistic, care a fost cusut în vremea prohibiției. Se spune că oricine îl probează va murcurând într-un mod misterios și nenorocirea se va abate asupra întregii sale familii. Natalia a tăcut despre faptul că chiar dacă nu crezi deloc în astfel de lucruri, totuși ar fi prost să probezi un astfel de fragment. Și dacă crezi, atunci să riști, asta e absolut nebunie. Mamă, hai să căutăm comori, Lucia sărea în jurul Nataliei, în timp ce stătea în genunchi și mestecați toți cartofii cu cuiul la masă. Atunci vom deveni bogați, vom cumpăra o locuință și vom trăi bine. Mamă, crezi că acest câine arată înfricoșător? Ar putea fi potolit. Mamă, hai să! Cred că dacă vei deranja acest câine la fel cum mă deranjezi acum pe mine, atunci el însuși va săpa după comoară și o va aduce în dinți, a spus Natalia zâmbind. Oh, cineva sună la ușă. Stai liniștit și nu atinge nimic aici, altfel te vei arde. Eu o să deschid. După ușă era o tânără cu părul lung și blond și ea s-a prezentat ca Ecaterina. Bine că ați venit, s-a bucurat Natalia de îngrijitoare. Mă îngrijoram deja. Nu aveți de ce să vă faceți griji deloc, a zâmbit Ecaterina. Zinaida este o doamnă drăguță și este o plăcere să-i fiu însoțitoare, Iată, acum ne vom duce să ne plimbăm. Dar îi gătiți să mănânce, a întrebat Natalia. Ia mănâncă de două ori pe zi. De obicei nu reușesc să o conving, a suspinat Caterina. Da, îi pregătesc terci pentru micul dejun, dar uneori se mulțumește doar cu iaurt. Poate ați observat că are un frigider mic în camera ei. Acolo își păstrează gustările, iaurturi, pateuri, lapte cu ciocolată. Zinaida este mare amatoare de dulciuri. Dar a doua masă este consistentă, desigur. Supă, salată și felul 2. Niciun cui cafeină. Vă spun asta în caz că vreodată întreabă de cafea. Este contraindicată pentru ea. Natalia a clătinat din cap. Da, această Ecaterina era cu siguranță o profesionistă. Prietenoasă, pozitivă, grijulie, acordă multă atenție detaliilor. Așa că nu era nevoie să se îngrijoreze de bunăstarea Zinaidei în timp ce Victor lucra aici. Natalia, trebuie să-ți spun ceva, a spus Victor neașteptat. Vă rog? Nu vă supărați! Natalia, care în acel moment examina fișierele descărcate pentru el, referitoare la niște comori blestemate, l-a întrebat cu un glas șters. Cum adică nu mă descurc cu sarcinile mele? Voi remedia cu siguranță totul. Spuneți-mi doar unde și cum. Natalia. Victor a zâmbit. Nu intenționez să te cert. Și asta nu are legătură cu munca. Pur și simplu am observat că tu nu te odihnești deloc. Ea era încă nedumerită. Cum adică nu mă odihnesc? Doar ieri au plecat cu fiica lor să se plimbe pe lângă râu și s-au distrat copios, alergând după fluturi și aruncând pietre în apă. Ea i-a răspuns în felul ei, ți-ai petrecut timpul cu fiica ta. Iar asta este minunat. Victor o privea ciudat. De la privirea aceea caldă și penetrantă, i-a simțit fior pe și la spinării, lucru pe care Natalia nu-l mai simțise de mult timp. Dar ai petrecut timpul cu fiica ta. Nu a fost timpul tău personal, a continuat el și totuși nu înțeleg. Natalia a închis capacul laptopului. El i-a explicat. Pentru surprinderea Nataliei, Victor a început să-i vorbească despre cât de important este pentru o persoană și pentru un părinte să aibă spațiu personal și timp pentru sine. El a spus că datorită acestuia, în persoană se reînnoiesc resursele psihologice și emoționale și, ca rezultat, trăiești mai bine și ești un părinte mai bun. Cuvintele lui l-au făcut pe Natalia să reflecteze. Într-adevăr, Victor avea dreptate. De mult timp, se gândi Natalia, ea și-a pus într-un fel dorințele și nevoile în planul secund. În primul rând, totul pentru ceilalți, iar pentru ea și era indiferent. Fica nu vrea să meargă în pădure după afine, a comunicat Natalia când au început să vorbească din nou, iar ea i-a răspuns că, în general, este de acord cu el și e uimitor cum nu s-a gândit la asta mai devreme. Lucia se teme de urși. O prostie nu-i așa. I-am explicat cum este puțin probabil să întâlnească un urs, și ea, nimic. Dar eu aș dori foarte mult să merg. În copilărie mergeam cu bunica când ne odihneam în sat. Ea a zâmbit. Este cea mai bună amintire din copilărie. Vă mulțumesc pentru sfaturi. Probabil că mâine chiar voi merge. Doar că nu v-ați putea duce și dumneavoastră cu mine. Dar atunci nu va mai fi doar timpul dumneavoastră sau și dumneavoastră vă temeți de urși. Nu și-a clătinat capul Natalia, doar că mersul după a fine împreună este mai distractiv. Și, adaugă, recunosc, mi-ar fi puțin incomod să merg singură. Victor a răspuns afirmativ. A doua zi, când a venit Caterina, i-au rugat să aibă grijă de copii timp de câteva ore și cu fiul său, Victor a vorbit separat, învățându-le pe Nichita că, în principiu, Lucia trece sub responsabilitatea lui pe durata acestei perioade. Înțeles, a răspuns adolescentul. Voi avea grijă de copil mic. Natalia a fost uimită cât de mult i-a plăcut să se plimbe prin pădure și să culeagă afine. Ei nu au vorbit cu Victor despre muncă sau despre orice chestiune serioasă. A fost doar o conversație fără substanță au cules căpșuni și, ieșind, s-au așezat sub un copac să se odihnească și să mănânce sandvișurile pe care le-au adus de acasă. Nu au uitat nici de ceai în termos. Și, desigur, desertul a fost căpșunile. Parcă se apropie ploaia, a spus Natalia, privind norii care se adunau în cer. Trebuie să ajungem înainte să înceapă, a răspuns Victor. Mulțumesc! Și pentru ce mă mai mulțumiți? A întrebat el în glumă. Mă simt deja jenată. Pentru tot, a spus Natalia cu o umilință. Ea făcea un ghilandă de margarete fără să se gândească. Pentru ziua asta de muncă. Probabil o să par prostie acum, dar înainte să vă întâlnesc, credeam că viața nu are nicio speranță. Mi se pare că ați fi descurcat de minune și singur, pentru fiica voastră și pentru voi înșivă. Am uitat să mă gândesc la mine, a râs Natalia. Și complet în zadar. S-a întâmplat așa în mod accidental, mâna lui l-a acoperit pe al ei, în care era deja o ghilandă aproape terminată. Și asta a făcut ca furnicăturile să-i treacă din nou pe șira spinării Nataliei, iar în piept a devenit atât de strâmt. Iar capul i-a început să se învârtă dulce. Acestea erau sentimente și senzații care nu au existat după moartea soțului. Nu erau cu Boris, dar acum, aici și acum, au apărut cu Victor. Oh, totuși plouă, a exclamat Natalia când tunetul a răsunat deasupra capului ei, iar apoi, ca și cum ar fi fost poruncit de el, ploaia a căzut în valuri. Dimineața vremea era prea frumoasă pentru a lua cu voi umbrelă sau pelerină, așa că până să ajungă la casă au devenit complet ude. Lăsând gălețile cu fructe în hol, au trecut pe lângă bucătărie, unde se pare că Ecaterina și copiii mâncau prânzul și s-au grăbit să urce în camerele lor să se schimbe în haine uscate. Natalia tremura de frig. Ploaia a căzut cu o temperatură de loc de vară. A decis să facă o duș rapid, dar nu a găsit un curent de apă caldă în baie. Respirând adânc, Natalia a decis să bată la ușa lui Victor pentru a afla dacă are și el probleme cu apa. S-a stricat ceva în casă, i-a întrebat ea pe când el i-a deschis ușa și era doar în blugi. Oh, scuze, a spus Natalia, abătând privirea. Doar voiam să întreb despre apa caldă și ce se întâmplă cu ea. Eu nu am apă caldă, dar eu o am în regulă. Voiam să mă duc la duș, dar hai să-ți cedezi ție. El a spus asta și, luând o cămașă uscată de pe scaun, și-a pus-o pe el, eu o să ies din cameră complet. O să cobor jos să verific niște senzori și tu folosește-o pe sănătate. Mulțumesc foarte mult, a murmurat Natalia, tremurând și îndepărtând gândurile nepotrivite. Și încă a realizat că de acum înainte numele Mali va fi întotdeauna asociat cu Victor și cu faptul că ea era foarte aproape să facă o prostie foarte mare, pentru că sub copac, când s-au așezat, ea chiar voia să-l sărute și aproape că a făcut-o. Ce prostie, aproape că a stricat totul, este clar că între ei nu poate fi nimic așa. Sunt oameni diferiți și au obișnuit să ducă vieți complet diferite. Și când Victor termină de filmat documentarul său despre fantome și blesteme inexistente. Ea va primi doar plata rămasă și se va întoarce acasă cu fica ei, iar totul va fi bine pentru ei. Și Victor va rămâne doar o amintire plăcută. Da, așa ar fi absolut corect. După câteva zile, nepoții Zinaidei i-au vizitat. Au spus că afacerile privind vânzarea casei avansează încet, dar, desigur, nu vor aduce aici potențialii cumpărători pentru moment, ei îi caută doar. Victor era ocupat în fiecare zi se înfunda în cărți și pe internet, petrecând ore în fața lor, uitându-se uneori să mănânce, verificând și recalibrând echipamentul vânătorului de fantome. Cum îl numea el, Victor discuta mult cu Zinaida și uneori se plimba prin împrejurimi, Vorbind cu localnicii și, după cum a înțeles Natalia, în plăcilor, zilele treceau bine, dar noaptea nu era atât de simplă și senină pentru că uneori Natalia părea să audă ceva ciudat, ca și cum ar fi auzit cântec sau șoaptă ciudată de undeva. După somn, ea tot mai des avea dureri de cap și odată, făcând curățenie în camerele ei, a găsit o grămadă de ierburi și ace sub pat. Natalia privea nedumerit descoperirile ei pentru că tocmai curățase sub pat. Cum au ajuns acolo, probabil le-a adus pe picioare din greșeală. Și astfel, în mod accidental, după cină, când copiii se jucau în grădină, Natalia a menționat că doarme prost. Victor a răspuns că și lui nu-i pagubă să doarmă și are chiar niște coșmaruri ciudate. Ce ai găsit? A întrebat el îngrijorat, când Natalia a menționat accidental cum a găsit gunoiul sub pat. Și unde e acum? În coșul de gunoi, a răspuns Natalia nedumerită, uitându-se cum Victor s-a ridicat de la masă și a sărit în coșul de gunoi. Ce faci? Ce interesant, a spus Victor punând acele și ierburile pe masă. Chiar foarte interesant! Da, dar despre ce este vorba? Natalia a îndepărtat farfuriile de salate. Despre ce duri? Și cum a ajuns asta în camera mea? Întrebarea este dacă numai la tine, a spus Victor, gânditor. Și apoi, împreună cu descoperirea lui pe care, în mod precaut, a șters-o într-o goală, a sărit din bucătărie în camera lui. Natalia l-a urmat și a putut vedea cum caută sub pat, în comodă, în șifonier, Apoi, după ce a examinat cu atenție salteaua, Victor a zâmbit și, luând foarfecile, a început să o taie. Ce faci?" a exclamat Natalia. De ce strici lucrurile?" Pentru că a treia noapte mi se pare că ierburi miros de pe saltea, a răspuns Victor, apoi victorios răspunzând, a scos un mănânc de ierburi uscate și ace. Uită-te, la fel ca la tine. Nu înțeleg nimic, a strâns Natalia tâmplele. Cum ești sigur, dar de ce cineva? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să vorbesc cu o persoană, a răspuns Alexandru. Combinarea ierburilor este foarte neobișnuită. Iar acele, de asemenea. Sunt din argint. Dar nu mai puțin importantă este și altă întrebare: cine a făcut asta? Fugi! A exprimat părerea ei Natalia. Ce scârbă! nici nu pot să-mi închipui cum poți crede cu adevărat în așa ceva pentru a-l face. Dar credeți că e vorba despre Zinaida. Ea, într-un fel, și-a invitat singură pe cineva care are sens să dezvăluie toate aceste lucruri paranormale. De ce ar face asta? Dar Caterina. Momentan îmi închipui două variante. Este un ritual de îndepărtare a bolilor sau o încercare de a amâna ghinionul și prosperitatea. Ei, cu asta nu sunt sigură, a râs nervos Natalia. Poți vorbi cu ea singură. Și crezi că o femeie normală, adică o vrăjitoare care se consideră așa? Se va recunoaște în asta și nu ar vrea să ofensezi pe cineva pentru nimic. Poate doar să aruncăm asta și să uităm, a suspinat Natalia. Eu nu cred absolut în asta. Și voi? Nu credeți, a întrebat ea. Nu, a zâmbit Victor dar știu prea bine că aceasta nu ar putea fi singura consecință. Nu mi-ar plăcea să descopăr, de exemplu, extract de broască în plicul de ceai. Poate vrăjitoarea noastră sau vrăjitorul au decis că nu este suficient ceea ce au făcut. Natalia a suspinat. Ea a încetat să mai gândească în general. Deci crezi că aceasta ar fi pentru nepoții zina idei. Dar asta este prea mult. Eu nu am spus asta. Dar teoretic, oricine s-ar putea încumeta să-și pună la încercare puterile în vrăjitorie. Dar chiar și luând în considerare faptul că nu cred că aceasta poate face rău, nu-mi place acest mod de abordare. Așa că trebuie să clarificăm totul. Tată! Nița a intrat în cameră fără să bată în ușă. Ecaterina a sunat. A spus că nu va veni astăzi pentru că bruschi s-a făcut rău. Pare că s-a îmbolnăvit cu ceva, a cerut scuze și a rugat ca Natalia să aibă grijă de ziua de astăzi. Foarte bine, cu siguranță, a aprobat-o Natalia. Știți, există o superstiție, a spus Victor gânditor. Aceasta era răspândită încă din perioada Inchiziției în Europa și uneori servea drept unul dintre motivele acuzării vrăjitoarelor. Se credea că dacă se descoperea vrăjitoria, vrăjitoarea se îmbolnăvea. Ce absurditate! A făcut gesturi Natalia. Categoric nu are nicio legătură cu Ecaterina. Cred că voi merge să o vizitez. Doar din politețe. Și voi afla și ce hrănire și îngrijire trebuie să aibă Zinaida. Pot să plec o oră? Sigur, o să mă descurc singură. Pe drumul spre sat, Natalia a hotărât ferm că nu va întreba pe Ecaterina despre ierburi coace. Ea doar va afla despre starea ei de sănătate și va cere instrucțiuni privind îngrijirea Zinaidei. În general, bătrâna era surprinzător de tăcută. Își petrecea zile întregi în cameră, ieșind rar la plimbare. Când Natalia a bătut la ușa casei Ecaterinei, a apărut mama fetei. Ea a spus că fica ei, se pare, s-a otrăvit cu ceva și a invitat-o pe oaspete să intre. Ecaterina zăcea în pat, palidă și transpirată. Mă simt mai bine acum. Medicianul a venit deja, a zâmbit slăbuția. Natalia, arătându-i compasiune și dorindu-i însănătoșire rapidă, a început să întrebe despre Zinaida, iar Caterina a explicat în detaliu totul. E o femeie bună, a suspinat Caterina. Are o minte vie. Păcat că a suferit atât de mult. Ce vrei să spui cu suferit, s-a mirat Natalia. Mi s-a părut că vorbește în mod cherent. Ei bine, așa este, a spus Ecaterina Dar ideile ei, știi, soțul ei a murit acum opt ani Da, îi amintise Ecaterina Cât de mult îl iubea A făcut un semn ușor cu mâna Ecaterina Cuplul era atât de frumos Și asta era de înțeles E natural să-ți fie dor de el în mod intens, mai ales la o vârstă înaintată Dar asta e ideea ei că poate să-l aducă înapoi ce vrei să spui prin a duce înapoi? s-a îngrijorat Natalia. Reîncarnarea sufletelor, a răspuns pur și simplu Ecaterina. Zinaida este o mare admiratoare a mitologiei și ocultismului. Nu știați asta? Tatăl ei a colecționat cărți în acest domeniu. Sunt, bineînțeles, atât de vechi încât sunt ținute sub cheie în dulap. În ultima vreme, Zinaida vorbea des despre faptul că Petrușca se va întoarce la ea curând. Și că ea va fi din nou tânără. Vă rog să înțelegeți corect. Mă înțeleg foarte bine cu zina Ida, dar astfel de idei nu pot să nu mă îngrijoreze. Oh, Ecaterina a atușit. Mă simt atât de obosită. Vă rog să mă iertați că v-am obosit. Nu, nu e nicio problemă, a răspuns distrasă Natalia. Odihniți-vă, iar eu cred că ar trebui să plec. Ea nu a observat că a trecut mult timp de când a plecat în sat și a stat de vorbă cu Ecaterina. Soarele apunea aproape, iar cerul se înora din nou. Tunetele se apropiau, răsunând ca un câr de antilope zgomotoase, tunet. Natalia nu credea niciodată în diverse preziceri, intuiție, premoniții și alte fenomene de acest fel. Dar chiar acum, când se întorcea spre Conac, a simțit brusc ceva ciudat. Simțul ansietății a copăleșit-o, așa a fost. S-a infiltrat în fiecare celulă a corpului ei. Natalia a început să meargă mai repede, a urcat scările până la verandă și a bătut în ușă. Nimeni nu a deschis. Ea a mai bătut, apoi a urmat iarăși tăcerea. Natalia a simțit nevoia să strige, pentru că era anormal. Și apoi și-a amintit că exista și o ușă pe partea opusă a casei. Cândva era o intrare secretă pentru servitori, și Natalia s-a aruncat spre acolo. Și aici ușa nu era încuiată. De ce? Victor! Lucia! Nikita! Natalia a strigat pe cei pe care îi cunoștea, pe cei de care era atât de îngrijorată. Și trebuia să fie chiar ansietatea care a făcut-o mai neatentă. Pentru că nu a observat cum cineva a apărut brusc în spatele ei și exact în acel moment când Natalia era aproape să se întoarcă, ceva i-a căzut pe cap, provocând o explozie de stele înaintea ochilor și apoi a fost aruncată în întuneric. Recuperându-și simțurile, Natalia a gemut. Capul lui pulsa înspăimântător. Cu greu și-a deschis ochii. Camera se învârtea, dar după un minut lucrurile reveneau treptat la locul lor. Ce se întâmplă? A șoptit ea cu limba încurcată și, în cele din urmă, ea a putut vedea relativ clar. Era așezată pe un scaun cu brațe din lemn și era legată de el cu o frânghe. Victor era și el aici. Stătea pe un scaun cu mâinile legate în spate. Era conștient și, neașteptat, i-a zâmbit. Salut, a spus el Natalia, să nu strigi. Crede-mă, totul va fi bine. Ea deja își deschise gura să ceară explicații și să spună că nu are de gând să strige, dar apoi au apărut detalii în peisajul realității înconjurătoare care ar fi cam întrerupt-o. În primul rând, se aflau într-o cameră necunoscută. Probabil că era una dintre acele încăperi care anterior erau închise, fereastra era astupată din interior, era întuneric. Dar întunericul era risipit de numeroasele lumânări așezate pretutindeni. În al doilea rând, podeaua din lemn era acoperită cu semne. Simboluri roșii și negre bizare. Natalia nu era un fan al filmelor de groază. Dar, se pare, ceva similar putea fi văzut acolo, iar pe una dintre pereți era o construcție stranie. Centrul acesteia era un portret imens al unui bărbat, în care Natalia l-a recunoscut pe Petru, soțul Zinaidei. Îl văzuse deja în câteva fotografii. Pe perete erau atârnate figuri ciudate, realizate din ramuri și pene de păsări, pietre și scoici, precum și oase de animale și buchețele de ierburi uscate. Pe masa din partea de jos se afla o ceașcă pe un aragaz, de unde se ridica abur. Dar apoi mintea Nataliei a observat ceva și, cel mai important, într-unul din colțurile camerei, ascunși în umbre și acoperiți cu câteva strânțe, erau copiii Lucia și Nikita. Și atunci Natalia a izbucnit în plâns. Închide gura! I-a spus Zinaida, care a apărut undeva din spatele ei. Nu scoate un sunet! Căței voștri sunt vii! Dorm! Le-am amestecat ierburi somnifere în ciocolată. Vor trezi curând. Vor trezi atunci când va fi timpul. Ce faceți voi? Natalia s-a zbătut din toate puterile, dar le o țineau strâns. Ați luat o razna. Dezleagă-o imediat! Zinaida, ce naiba faceți? Copilul meu! Lucia, fetița mea! Ai putea să explici tu, nu? A bătrâna și, apropiindu-se de perete, am închipuit cu drag portretul soțului ei. După toate aparențele, ai adus-o aici. Ar fi fost mai bine, desigur, dacă Kate ar fi fost aici. Nu e la fel de proaspătă. Dar Kate nu se potrivește. E deja însărcinată. Uite ce burtă a crescut din cauza flirtului ei cu agronomul. Nu se potrivește. Despre ce vorbiți? Natalia respira greu și se uita rugătoare la Victor, care părea ciudat de calm și chiar înfricoșător în această situație terifiantă. Mă tem că eu, ca om care a aflat doar puțin timp în urmă totul, m-aș putea încurca și să expun adevărul greșit, respectată Zinaida. Deci, nu ați putea dezvălui voi înși esența celor petrecute pentru prietena mea. Oh, ești un băiat bine crescut, inteligent. A pocnit ea din limbă. Am înțeles imediat. Toată persoana ta este în petru meu, ești atât de asemănător cu el. Un alt cineva în locul tău ar zbiera, ar înjura și ar face chiar și pe el să se pișe în pantaloni. Dar tu, uite, te ții cu demnitate. Adevărul este că asta nu te va ajuta, la fel cum nici faptul că nu crezi nu te va ajuta. Dar dacă ai crede, poate că ai fi putut avea gânduri utile. Ei bine, ascultă, așadar. Zinaida s-a oprit lângă Natalia și s-a întâlnit cu ea prin priviri. Este într-adevăr util pentru tine să afli totul. Atunci ritualul va trece fără cusur. Și bătrâna a început să vorbească. Soțul ei era un istoric cunoscut, îndrăgostit de propria lui lucrare. Și cel mai mult l-a atras istoria vrăjitoriei și magiei în diferitele culturi ale lumii. Dar la un moment dat, acestea nu i-au mai stârnit interesul doar ca istoric, ci și ca un hotărât să înșele chiar și moartea însăși. Și atunci Petru și-a încredințat secretul soției sale iubite. I-a spus că atunci când unul dintre ei trece în viața de apoi, celălalt trebuie, după șapte ani, numai devreme și nu mult mai târziu, dacă norocul îi este favorabil și îi prelungește viața suficient, să împlinească un ritual special. Un ritual prin care sufletul celui decedat să poată scăpa din lumea umbrelor și să se întoarcă în lumea celor vii, unde se va împărți în jumătate cu mintea și personalitatea gazdei, dar în general dominând asupra acesteia. Și apoi, în timp ce canalele care leagă diferitele lumii sunt deschise, soțul care a efectuat ritualul, fiind încă în viață, va avea și el ocazia să ocupe un singur trup. De aceea Zinaida l-a ales pe Victor să mute, iar pentru ea însă și a ales inițial pe Ecaterina. Ecaterina nu s-a îmbolnăvit întâmplător. A exclamat Natalia. Ai scăpat de ea ca să nu-ți facă probleme. Ca să nu vină la voi astăzi ești deșteaptă și tu, se pare, aprobator a bătut din cap Zinaida. Desigur, nu ești o frumusețe, dar ești potrivită. Uită-te la tine, bătrânică, șopti Natalia. Cum îndrăznești să atingi pe fica mea și pe Nikita, proastă bătrână? Îți iert. A spus Zinaida cu înțepătură, pentru că în curând nu vei mai fi stăpână pe propriul trup și a continuat să vorbească. S-a dovedit că, potrivit teoriei vrăjitorești inventate de Petru, sufletul musafir înlocuitor înăbușea voința gazdei anterioare atât de mult încât în cele din urmă se estompa complet, dacă încerca să se împotrivească. Dar datorită acestei conviețuiri forțate într-un singur trup, amintirile, cunoștințele și abilitățile dobândite de persoana respectivă de-a lungul vieții ei rămâneau intacte, ceea ce era, desigur, foarte convenabil. Parțial din acest motiv Zinaida a ales-o pe Victor. El era o persoană de succes și prosperă. Era inteligent și bine educată. Și apoi Zina Ida a adăugat că, în general, ea nu e un monstru și intenționează că odată ce ea și soțul ei vor trece în trupuri noi, ceea ce va dura un moment în timpul ritualului, ea îi va înlocui pe Lucia și Nikita. La cele mai vrei pe copii străini? Îi voi încredința unei școli internat și voi lăsa să crească acolo. Natalia a ascultat toate acestea și era pur și simplu șocată, pentru că, într-adevăr, trebuie să fie atât de nebun să crezi în așa ceva, dar Zinaida părea destul de normală. Între timp, Zinaida s-a apropiat de peretele cu portretul soțului și, mișcându-și mâinile într-un mod ciudat, a început să fredoneze o melodie misterioasă într-o limbă necunoscută Nataliei. Iar apoi a luat o cupă și a înmânat-o lui Victor. Bea pot să și forțat te umplu cu asta, dar dacă permiți magiei să intre în tine în mod voluntar, atunci vei suferi mai puțin mai târziu, iar cioburile minții tale vor supraviețui în viața ta nouă. Astfel, Petru nu te va alunga complet. Voi bea cu siguranță elixirul vostru, a zâmbit Victor, ca și cum i s-ar fi oferit un cocktail la un eveniment mundan. Dar vă rog să-mi permiteți să pun o întrebare. Sunt foarte curios, într-adevăr, ei bine, întreabă deșteptule, a râs ca și cum i-ar fi oferit ceai cu gem de zmeură. Ați spus că implantarea sufletelor se întâmplă într-un singur moment. Nu-i așa? Dar cum aveți de gând apoi să vă eliberați? Având în vedere că suntem bine legați. Știi, spuse Zinaida gânditoare, ești chiar mai șmecher decât credeam. Ce a inventat, dragul meu, că eu, ca o naivă, o să-ți cred că o să-ți permit să intri voluntar în sufletul meu și o să te dezleg? Nu, conform logicii tale, merg complet pe lângă mine. Uite la aceste copii, tu crezi că i-am adus aici doar așa. Nu, ei se vor trezi curând, o să vadă mama și tata, o să se dezlege. Dar voi? Adică eu și Petru o să spunem. Că dobitoaca Zinaida a luat-o razna. Și uite, atac de cord și puștiule și acum zace moartă pe podea. Dar eu o să fiu în viață. Nu moartă. Așa că nu o să-ți fac concesii, inteligențele, așa că deschide gura și bea. Știi, Zinaida, s-a zâmbit Victor, dacă mai cunoaște puțin mai bine, ai fi putut să bănuiești cum se va sfârși totul. Apoi, Natalia a observat ceea ce s-a întâmplat în continuare, cu gura deschisă, pentru că Victor s-a ridicat în picioare și, într-o fracțiune de secundă, a aruncat-o pe Zinaida jos, tare și dur. Da, a fost chiar crud față de o femeie în vârstă ca ea, dar având în vedere ceea ce a făcut, ea deja și intenționa să facă, în cele din urmă Zinaida a fost legată la fel de strâns cu aceleași frânghi. Cum ai făcut asta? A întrebat Natalia când Victor a început să-i dea drumul. Să spun așa, mafia italiană face noduri mai bune decât bunica noastră. Mi-am eliberat mâinile în momentul în care m-a tras înăuntru, dar am așteptat un moment potrivit, aveam nevoie de dovezi. Dovezi? Nu a înțeles Natalia, Vezi, tocmai înregistram gândurile mele pe înregistratorul de voce când am fost amețită dubios de ceai și înregistratorul s-a lovit cu mâna, pe care avea ceasuri. Eu l-am înlobat aici, foarte comod, așa că acum cel puțin ar putea confirma rudelor zina idei că bunica lor nu e în fire. Natalia, imediat ce a fost eliberată, a alergat la copii, care, de altfel, tocmai începeau să se trezească. Mamă, ce s-a întâmplat? Murmură Lucia. Frecându-și ochii am adormit. Tati, ce s-a întâmplat aici? Întrebă Nikita, uitându-se în jur. O să vă spun acum, spuse Victor. Și trebuie să stingem lumânările și să sunăm la avocații bunicii. Din nefericire, îi așteaptă o surpriză neplăcută. Nu doar Semen și Oleg au venit din oraș, dar și fiica Zinaidei și nepoții și nepoata ei. În general, s-au adunat destul de mulți oameni. Și, de fapt, Victor și Natalia se temeau că Zinaida ar putea nega totul și ar putea spune că toate acestea sunt niște acuzații nefondate. Dar Zinaida doar plângea și se tânguia că a pierdut șansa de a-și recupera iubitul și acum totul e pierdut pentru ea. Rudele bătrânei au hotărât că Zinaida trebuie să fie dusă în oraș și să fie arătată unui bun doctor. Nu-mi vine să cred că am trecut prin asta, spuse Natalia când au intrat în tren care îi ducea înapoi acasă. Din motive evidente, Victor a decis că povestea Casa cu Fantome poate fi încheiată mai devreme decât era planificat, mai ales că Victor a adunat deja suficiente materiale. Cu toate acestea, Întren a făcut o declarație neașteptată. A spus că acest videoclip nu va fi postat deloc, deoarece nu a reușit să-l creeze în mod complet fără să divulge ce s-a întâmplat. Și, în general, nu voia să-i aducă această reputație proastă zina idei. Până la urmă, ea era doar o persoană în vârstă care și-a pierdut mințile după pierderea iubirii din viața ei. În principiu, acesta este primul caz de acest fel pentru mine, suspină Victor. Nu am anulat niciodată proiectele înainte. Și sper că nu se va mai întâmpla ceva similar. Natalia, în mod accidental, v-am transferat plata pentru perioada specificată în contract. Nu, nu vă certați! În cele din urmă, filmările s-au încheiat mai devreme și cu siguranță nu din vina voastră, așa că este, să spunem, datoria mea. Natalia se simțea un pic stânjenită, dar a dat din cap. Și era foarte recunoscătoare lui Victor că a acceptat să-i însoțească în drumul spre casă. Plecați în curând! a întrebat Natalia, chiar și pentru ea, însă, și neașteptat. Stăteau în colidorul vagonului, privind pe fereastră peisajele care treceau în viteză, vopsite în culorile toamnei în unii locuri. Unde plecăm? Nu știu, Natalia, cu un fel de sculă. Undeva. În principiu, mă gândeam să stau mai mult timp. Și, poate, ar fi util pentru Nichita să petreacă un an școlar într-o școală și nu la învățătura acasă. Cred că băiatul ar trebui să se odihnească de aventuri. Victor era brusc foarte aproape. Și mai am câteva lucruri de rezolvat, a spus el, privind-o în ochi. Și Natalia a fost inundată din nou de o premoniție, dar acum una bună. Și încă nu știa că în curând totul va fi într-adevăr bine, că ea și Victor se vor căsători și el va deveni un soț grijuliu și devotat pentru ea, iar pentru Lucia nu va fi doar un tată vitreg, ci un tată adevărat. Vă rog să mă susțineți cu un like și să vă abonați.